Începutul de an înseamnă pentru administrația locală când pulunceană perioada de sedimentare a bugetului pe anul 2011, dar și accesarea de fonduri europene prin realizarea unor proiecte din fondul de mediu amenajare Parcuri Cartier Grui. Suntem pregătiți pentru a primi finanțări din fondul de mediu pe amenajare parcuri, unde am depus un proiect încă din anul 2009 și așteptăm finalizarea evaluărilor. Știu că sunt și nemulțumiri, pentru că nu putem rezolva problemele peste tot în același timp. Nu avem nici capacitatea financiară, dar nici uh, dispozitivul uman cu care să facem acest lucru, dar încercăm să dovedim că problemele ne sunt cunoscute și că le avem în atenție și pe rând vom căuta rezolvare pentru ele. Există și câmpul un gen care sunt de părere că ar trebui mai multă preocupare în acest sens, considerând că se acordă prea multă atenție amenajării de parcări și că din această cauză copiii nu se pot bucura de parcuri. Da, ar, ar fi nevoie, pentru că e, copiii noștri nu au unde să joace. Și locurile care au fost de joacă, ni s-au făcut parcări, pentru că așa au vrut anumiți locatari, care au considerat ei că dacă ei nu au copii, nu are nimeni. Deci, nu, noi nu avem unde. Chiar aș dori să le transmit un mesaj copiii noștri să joacă în stradă, acolo unde trec mașini, și în care sunt mereu în pericol, pentru că nu au unde să se joace. Ar trebui să li se amenejeze și lor un, un, spațiu, mai un spațiu mai mare, da. Există de asemenea în fază de achiziție și un proiect pentru promovarea turistică a municipiului Câmpulung-Mușcel, proiecta cărui valoare depășește suma de 200.000 de euro pentru susținerea unor evenimente culturale, printre care Festivalul de Umor Tudor Mușatescu și Festivalul de Rock Posada.